Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom face copilirea și defolierea la roșii inimă de bou. Astea sunt roșiile inimă de bou la mine. Le-am plantat pe 1 mai, sunt în câmp și au aproximativ 7-8 săptămâni de când le-am plantat și au 1, 2, al treilea etaj de roșii. A plouat foarte mult în ultimele 2 săptămâni. Puteți vedea diferența aici în primul etaj de roșii și uitați tocmai unde este al doilea, în vârf. Au crescut 50 de centimetri între cele două etaje. Nici multă ploaie nu este foarte, foarte bună. Acum, la defoliere. Ce trebuie să știți? În primul rând, să nu aveți frunze care să stea pe pământ, pentru că de acolo se vor infecta, da, sau vor lua boli. Iar pentru fiecare etaj de roșii, așa cum am mai spus și în alte videoclipuri, un etaj de roșii este alimentat de frunza de sub etaj și două de sus. Practic, până la această frunză, voi defolia totul până jos. Acum, când faceți această defoliere, nu tăiați frunza foarte scurt. Lăsați-o mai mare. Ia vă cât de-a cu timp. Cam atâta. Pentru astăzi, spor și succes. Nu uitați să vă abonați.